Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou daily vlog. La un daily vlog mai special, să zic așa. Astăzi mergem să înmatriculăm golful. Da, da, da. Trecem cu numere de Dâmbovița, să-i luăm numerele noastre perverse. Suntem cu Audi-ul, ne deplasăm frumos, regulamentar. Ce să vă zic, revenim cu update-uri. Am programare la 10:24 și este 8:54 și trebuie să mă duc să fac toate actele, sper să mă încadrez și trebuie să mă duc și înapoi la mine acasă să o iau pe mama, că am trecut mașina pe numele ei, că era asigurarea, o căruță de bani. Bine, pe asta Audi-ul ăsta l-am trecut pe numele meu și am plătit o grămadă de bani și la aia exact aceeași sumă trebuia să o plătesc pentru asigurare și am zis că nu mai dau ația bani. În fine, o să revenim cu update, de acolo vă țin la curent. Gata, un băieț, haideți că am adus actele aici, în oraș. Băieț, să mă duc celor, plouă de rupe. Mi-am luat geaca pe mine și mă duc să plătesc la poștă, taxa aia de numere și de talon. Revenim cu update-uri. Haideți, băieț, că am terminat, am plătit și... am plătit și taxa de talon și taxa de numere, am luat și actele. Le avem tocmai aici și acum trebuie să mai aștept, că am programat la 10:24. M-aș duce acum să văd dacă pot să mă duc să le bag actele, să le gentrez, dar trebuie să mă suie oricum pe mama de acasă, așa că să mergem să luăm niște motorine mai repede, că oricum am niște bidon de motorină și cam ăla e timp. Mă duc eu motorină, o duc acasă și după aia mă întorc. Face și prin la Audi. Avem rezervorul fix la jumate. Am crezut că e sub jumate, dar e fix la jumate. Și dacă vine o mașinică de aici. Bă, și vreau să vă zic, nu știu dacă din cauza mea sau s-a întâmplat ceva, am parcat mașina. Bine, n-am parcat-o cum se parchează mașina, se parchează gen așa pe parcare. Știți, eu am parcat-o așa, de-a lungul. Și când vin la mașină, era o mașină de școală oprită. Pac, văd că avea examen sus, când îl văd băiatul ăla că se dă jos. Și pac, văd că se suie polițistul la volan, dar nu știu dacă din cauza mea a greșit ceva, că am lăsat eu mașina așa și l-am încurcat. Bine, nu l-am încurcat, că normal era așa. Nu era așa să fie mai mult în drum. Nici nu ocupă, ocupă jumătate de parcare, cum ar veni. Cât, gen, cât e parcarea așa de lungă, ocupa jumate, gen, el trecea pe aici. A, nu știu. Cine știe ce o fi zis polițistul sau nu știu. Sper să nu fi picat în cauza mea, dar am văzut că acolo l-a oprit și l-a dat jos la curul mașinii mele. Cine știe. Da, e frumos rău Audi ăsta, iau. Jetădero, iubi, tu fii să-mi crimine în cauza. Da, mă, băieți. Altceva cu automat. Repete, bani în CD-ul, bagă bani. Și lăsați în comentariu dacă sunteți cu eco sau oprește automata. Mi se oprește motorul la automat, ați mai pomenit așa ceva? Lăsați acolo în comentarii ce numere credeți că am luat. Bine, vă zic, eu trebuie să fie cu Dâmbovița în față. Dar vă las să ziceți ce numere credeți că am luat. Hai, cam atât, revenim mai târziu. Zi-mă, cum te simți? Cum te simți să ai prima mașină matriculată pe numele tău? Haide! Ai așa? Noi așteptam să o fac pe dreapta. Zi cum te simțea. Uite ce numele avem. Dă-mi drumul la unul, la unul decât. Zi cum te simți să ai prima mașină, mama? Tu ți-ai dat mașină înainte să ai permis? N-ai cuvinte de fericire. Murim, sunt și eu aici, acum ne distrăm maxim rău de tot. Hai că revenim cu update. Am plecat de mall, a durat ceva. Suntem cu mama, suntem pe sistem. Și ce să zic, am luat actele, dar trebuie să venim după numere și trebuie să venim tot cu mama, din păcate. Nu pot să le iau eu singur. Este foarte dezamăgită. Este dezamăgită rău de tot. Ce să zic, nu mai zic nimic. Zi-mă, ești fericită? Da, nu mai pot. Nu mai poți. Este fericită mama. Că și-am matriculat mașina. Și ce i-a zis? Vii la numere să le iei sau nu mai vin? Ce? Te-a supărat să dă la coadă, nu? Asta e, trebuie să vină tot mama la numere. Ce vine? N-are încotro, că dacă ți-a luat mașina. Zi mama, ți-ai luat mașina?
Trebuie să vii dacă ți-ai luat mașină. Asta e. De ce ești, mamă, așa supărat? Te iau la dreapta, unde te duci? Nu mai știi pe unde ai venit? Ești de bele. Uitați-vă ce mașină frumoasă are. Uitați ce mașină frumoasă are, mama. Zi, mamă, cum te simți să ai o asemenea prima mașină? Ia și bagă asta înăuntru acolo la tine, hai. Of, 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 of. Bă, nu, mamă, s-a deschis, nu vezi ce ai ieșit tu? S-a deschide singură. Dar trebuie să fiu lângă ea. Ce bine stai jos, nu? O pornire corectă. Mamă, am crezut că nu mai pornește. Zi-mi, mamă, unde te duc? Zi-mi unde te duc. Acasă vrei? Hai de capul meu, ești de bele. Hai, vlog cam atât. Mai revenim pe parcursul zilei de astăzi. Ce, mă? Păi știu eu de ce s-a oprit așa ca tamba. Mi-a dat prioritate să intre el acolo, ai văzut? S-a oprit, a dat-o pe babă cu capul de ciment, ai văzut? I-a activat creierul. Ce, mă, ți-e frică că murim? Nu, a murit el, a murit el Ceaușescu, de ce te vaiți tu, nu știu. Ceaușescu a fost și cineva ca lumea. Mai ușor, că pierde astea pe mașină. Uite, 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 dădeam în ăsta. Aoleu! Zi, mamă, cum te simți? Nemai, cum te simți să te plimbi eu? Da, mai fără lui. Dar nu e că te urci pe el. Lasă-l, mamă, ușor, ce treaba am eu cu el. E așa un vlog. Da, mă, băieți, suntem la Profi. Mai acum mă să și eu ceva, că tot am venit din oraș. Și ce să zic, cam asta e situația. Așteptăm mașină și la Profi stai să te-am zis pe încet, că poate ne luăm copyright de asta. Mie nu merge. Mașina oprită, da. Da, băi, ce să zic, ziceți voi ce să vă mai zic, că nu știu ce să vă mai zic, că e jalete, este jalete. Trebuie să mergem tot cu mama să luăm numele la 20 ceva, v-am zis, și e cam supărată. Așa e, a vrut mașină, ce să-i facem, asta e. Cam așa arată bestia pe poziție. Fără numere, el s-a dat aici în curte să odihnească. Eu zic că arată super. Vede și bine să arate cu numere, mai ales cu numere. Cu numerele alea de acolo. Adică orice numere. Haideți, mă, băieți, că am ajuns acasă. Și n-am mai filmat nimic de acolo. Că ne-am mișcat repede, că am avut o grămadă de treabă. Și dacă nu v-ați aștepta până acum ca să vedeți numele, sunt 79VEL. 79VEL la GTI pentru 790 de cai puternici. Pentru că avem 83, 79, 81 a plecat acum. Hai că montăm numărul și revenim după aia. Și cam așa arată și mașina acum cu numărul ăsta. Altfel te vede lumea, altfel te vede lumea cu numărul, bă, băieți. Cam asta a fost, deci avem 79, 81 care a plecat cu ea, 83, 94 și avem la poartă acolo lăsat. Am lăsat, dar nu cred că o să vadă. 99-le. Da, băieți. Și cam atât cu acest vlog, eu am fost Alex, nu uitați de like, share, subscribe și sper să vă placă și dacă vreți să revenim în forță, să apăsați butonul de like, 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 cum putem. Hai, ciao, les!